altceva. De exemplu, la televizor vedem, evitați consumul de sare, nu? Sare se referă la clorul de sodiu și au dreptate acest lucru. Clorul otravă, sodiu otravă. Dacă e sarea rafinată, ultra rafinată, sarea fină, care se servește în toate restaurantele și în gospodării, este într-adevăr dăunătoare să... În schimb, sarea gemă, sarea de mare sau sarea de mină este medicament. Avem nevoie de 3 până la 5 grame de sare pe zi, dar nu orice fel de sare. De ce? Revin la memoria ceea ce de fizica cuantică. Sarea de mare sau sarea de mină este identică. La noi a fost Marea Sarmatică, Marea Pontică, Marea Ionică, care prin concentrare și evaporare a format minele de sare. Conține magneziu, potasiu, litiu, fosfor, mangan, fier și așa mai departe. Conține cel puțin 8 sau 10 elemente nutritive. Microelemente, sigur, nutritive. Dacă ingerăm clorură de sodiu, atunci ce se întâmplă? Din organismul nostru, ca să-și întregească structura nativă, sarea fină ne săcătuiește de aceste substanțe care le extrage din corpul nostru și este dăunătoare. Așadar, acea sare albă, rafinată... Rafinată, fină, care e clor dăunătoare. Și sodiu. Clor și sodiu este foarte dăunătoare. În schimb, sarea de mină, vedeți, până și căprioarele, până și oile știu acest lucru, le dau bulgări de sare, ling și își completează, fiindcă ierburile din jur nu au suficient de sare ca să le satisfacă necesitățile fiziologice. Omul de ce n-ar învăța și de la animale? Ele prin instinct, nu se gândesc, nu cunosc chimie, nu cunosc nimic. Iar noi cunoaștem, dar nu folosim. Asta. Zahărul? Zahărul este foarte bun dacă e brun. Dar nu zahărul brun, care de multe ori în comerț... Vopsit. Vopsit cu caramel și... zice zahărul. Zahărul de trestie de zahăr e cel mai bun. Din trestie de zahăr se prepară zahărul brun și cel mai bun este sub formă de melasă, necristalizat, fără transformări chimice, fără cristalizări, fără aditivi, este cel mai bun, așa cum este de la natură. Și am găsit și am fost din Peru, a venit un zahăr care era cam umed el. Dar văzând procesul tehnologic m-a impresionat. Melasa din zahăr, din tresia de zahăr, era uscată la soare până să întărea aproape, fără să cristalizeze, și era de cea mai bună calitate. Iar dintre glucide, mierea este deosebit de utilă și în special mierea de salcâmp.